În județul Dolj sunt 5 unități de învățământ care au rată de vaccinare zero. Este vorba de grădinițe cu program normal din 5 localități. Aici preșcolarii învață de acasă, situație care nu este în beneficiul lor, recunosc părinții și bunicii. Cu toate acestea, oamenii nu vor să se vaccineze. Mai bine la școală decât așa, Ulan. Nu zic că nu, că ai mai învață. Ce să vă spun, mai sunt eu, mai mamă sau mai tasă, mai cu tare. Dar ai de nu știu. Nu vă gândiți. Nu mi se pare bun. Copiii erau învățați să fie în colectivitate, să joace, să comunice unii cu alții. Cu sistemul ăsta, nu știu, poate suntem noi în vârstă și suntem depășiți de situație. O fi bună, o fi rea, nu mă vaccinez. Stau așa, că mă ia moartea și așa. Că e una să stai cu învățătoarea față în față și una să te uiți la ce înțelege copilul. Nu înțelege nimica. Nu sunteți vaccinată, nu? Nu, nu. Și nici nu mă vaccinez. Nu vă e teamă să vă îmbolnăviți? Nu, că eu stau singură aici, izolată. În mediul rural, recunosc și autoritățile că interesul pentru vaccinarea al oamenilor este scăzut. Au organizat însă campanii pentru a-i convinge pe localnici că vaccinul reprezintă singura soluție pentru o viață normală. Noi, autoritatea locală, am organizat o campanie prin care am adus echipe mobile de vaccinare de 3 ori în comună. Sunt imunizate aproximativ 300 de persoane. Un plus de informație este binevenită pentru oameni. Oamenii nu cunosc chiar totul, pe la televizor se aud diverse lucruri și bune și rele și atunci când se vine de la o autoritate locală cu un plus de informație, e foarte bine. Unitățile de învățământ cu rată mică de vaccinare se vor deschide doar atunci când se va atinge pragul minim de 60% rată de vaccinare. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Dolj îndeamnă profesorii și elevii să se vaccineze, pentru că școala online nu este o soluție. Rata de vaccinare este mai mică de 60%, prin urmare, în aceste școli, activitatea se desfășoară online. Este mult mai greu și pentru noi, și pentru părinți, și pentru elevi. A fost o perioadă în care ne-am căutat și ne-am găsit metode din ce în ce mai potrivite pentru a transmite informația și să știți că dacă vrei, poți. Pentru a stimula oamenii să se imunizeze, în acest weekend în județul Dolj a avut loc o nouă caravană a vaccinării.